30 de oameni au participat la Nedeea de Sânt Petru în zona Slătinioara din Petroșani. Momârlanii îmbrăcați în costume tradiționale populare i-au întâmpinat pe meseni cu bucate alese. Prezintă această sărbătoare tradițională pentru Momârlani și pentru cei care participă. E Sfântul Petru, pentru că avem atâția petri cât cu vrinde și reprezintă sărbătoarea Momârlanilor de sute de ani. Era la parândul să facea. Acum noi am amenajat aici ca să o ducem mai departe, să fie mai aproape de sat. Ne poate păstra tradiția? Da, bineînțeles. Da, nu ne lăsăm așa cu una, cu două, deci trebuie neapărat să meargă mai departe. Nedeile acestea reprezintă o continuare a vechilor nedei, care aproape nu se mai știe când au început să se desfășoare, dar oricum au o vechime foarte mare. Nedeia de azi din Slătinioara de Sfântul Petru și Pavel se aș încadra-o tot în această organizare ocazionată de sărbătorile mari de peste an, Sfântul Petru și Pavel. Gradul nostru de cultură tradițională în Valea Jiului poartă o notă unitară. Bucătarii pricepuți ne-au dezvăluit câteva dintre secretele gustoaselor mâncăruri pe care le-au pus la fiert pentru praznic. Ciorba de oaie, să vă spun din ce facem. Carne de oaie, punem la fiert, băgăm mirodenii, îi facem o prăjală, cum zicem noi, deci punem său de oaie, îl topim, punem ceapa, o călim, punem boia, băgăm și după aia îi adăugăm îngrușoara asta, adică asta e smântână cu făină de grâu. Cu varza o tocăm, femeia asta toacă femeile cum ar fi fost ieri, o punem la fiert, tot așa punem mirodenii, fel și fel de mirodenii, îi punem, iar îi facem prăjală, iar punem un soar de porc la asta, o topim, ceapă și punem să, așa, și pasatul, punem la fiert apă, băgăm pasat porumb măcinat și care băgăm unt mult, unt de casă ce mai mult, smântână iară de casă și ultima dată brânză de oaie. Sărbătoarea momârlănească este în ziua de astăzi cel mai bun prilej de a pune în valoare costumele brodate de către femeile din zonă, costume pe care acestea le poartă întotdeauna cu mândrie. Este un costum foarte frumos. Este compus din ciupag, care e foarte lucrat și manual, din poale, cătrințe și laibăr. Și mai punem și câte o bazma. Dumneavoastră l-ați făcut? Da, cu un an în urmă, când era mai tânără. Acum nu mai prea lucrează fetele, dar păstrăm cele care le avem. Organizatorii evenimentului au avut oaspeți de seamă de la Muzeul Țăranului Român din București. Aceștia au susținut că nedeile din Valea Jiului sunt unice în țară, sprijinindu-i cu drag pe cei care se ocupă de astfel de manifestări. Am venit a doua oară la Nedeea de la Slătinioara pentru că noi cu doamna Lucreția Mălinescu și cu domnul Petru Gălățan colaborăm din 2008, când am inițiat un program despre colecțiile sătești din România și așa i-am cunoscut și am venit să-i vizităm. Sunt uimită de modul în care cooperează oamenii aici. Sunt o comunitate foarte legată. Acesta este un lucru important, pentru că numai așa putem duce mai departe tradițiile locale. Ați mai participat și la alte nedei din țară, diferă față de cele de aici? Nu, n-am mai participat. Am participat la alte evenimente comunitare, de exemplu la Transylvanian Brunch, care se organizează la Sibiu. Deci în alte zone oamenii, acesta este un obicei specific, în alte zone oamenii caută alte modalități de a fi împreună. Oamenii s-au așezat la masă doar după ce preotul a făcut o slujbă de sfințire. Participanții au venit dis de dimineață, deși masa s-a servit în jurul orei 2, când oalele aburinde au fost luate de pe foc. Spuneți-ne de acest costum pe care îl purtați dumneavoastră astăzi. Acest costum eu am crescut, am 79 de ani și când am crescut așa am purtat costum. Dar acum tineretul nostru nu mai poartă așa. E frumos aici și ce să mai zic, toate-s bune, toate-s frumoase, și mâncarea și toate.
Ce vi se pare cel mai interesant la UND? Toate, toate. Și jocurile, și muzica, și mâncarea, toate. Credeți că se mai poate păstra tradiția în ziua de astăzi? Da, în fiecare an se păstrează. Venim și noi aici să vedem cum va fi. Mâncarea la Ceaună întotdeauna este mai bună, așa, într-un fel, pentru că se face la cazan, iar mâncarea tradițională, păsatul, așa, care noi nu avem posibilitatea să o facem acasă. Nu, pentru că e o mâncare care mai necesită ăsta, o atenție, sau nu ai posibilitatea să faci, prelucrezi porumbul, cum se spune, pentru a așa, să-l face. Tradiția acestei nedei a fost reînodată acum 2 ani, după 20 de ani de pauză. Anul acesta, nedeia derulată în zona amintită a fost la cea de-a treia ediție.